Un șofer a vrut să evite un câine, însă a provocat un accident cu două victime. Marți, în jurul orei 13, în timp ce conducea autoturismul pe strada bisericii din Comuna Ipotești, într-o curbă la stânga, pentru a evita impactul cu un câine, un localnic de 32 de ani a efectuat un viraj la stânga, moment în care a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul condus de un bărbat de 60 de ani din aceeași localitate. În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto de 60 de ani. Și Asoției acestuia. O femeie de 55 de ani din aceeași localitate, pasager în autoturism, care au fost transportați cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative, după care la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au întocmit în cauză dosar penal ce va fi soluționat procedural.